Pentru început, aș vrea să vă spun că este o bucurie să fiu cu dumneavoastră la închinare în această seară și vă doresc tuturor binecuvântarea Domnului. Domnul să vă binecuvinteze! Știu că frații păstori au anunțat că trebuia să vină fanfara de la Biserica Golgota din București sau Biserica Basarab, cum o știți cei mai cu experiență în viața de credință, sau Biserica Titulescu, dar începe și mâine școala și părinții au spus, măi, copiii trebuie să ajungă în seara asta acasă, să poată să meargă mâine la școală. Ne-am rugat pentru ei dimineață la Cala Findes și a venit ce a rămas din fanfară. Fratele care a cântat la pian și care cântă la bas frigorn și eu care de când eram mai mic decât el, mai tânăr decât el, am rămas un începător la tubă fa și nu s-a lipit prea mult de mine. Dar ne bucurăm să fim la închinare, ne bucurăm să putem să ne închinăm împreună, să slujim pe Domnul împreună. Mulțumesc fraților păstori pentru că ne-au îngăduit să fim cu dumneavoastră. Bucuroasă să cunosc pe fratele păstor. De Marius mă leagă o prietenie de câțiva ani de zile și am mai vizitat biserica noastră. M-am bucurat să mă revăd și cu fratele Andrei și cu familia lui. Domnul să-i binecuvinteze pe toți cei care vă slujesc și care vestesc Evanghelia în locul acesta. Dar vreau să vă aduc în mod special salutări din partea Bisericii Golgota din București. Salutul nostru pentru frații noștri, pentru prietenii noștri anul acesta este din Efeseni, capitolul 2, versetul 10, unde cuvântul ne spune că noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Și dorința mea pentru frații noștri din București, pentru frații noștri din Suceava și Bucovina este ca să reușim să rămânem pe calea Domnului, să facem binele, să arătăm că suntem înrădăcinați în Domnul Iisus Hristos și El să ne ajute să rămânem statornici. Amin. În mod special, salutări din partea fratelui păstor Daniel Mariș. Fratele Mariș este păstorul coordonator al bisericii. Fratele Mariș este și rectorul seminarului din București. Fratele, vă transmite salutări și binecuvântări. Am spus și fraților din Cala Findești, fratele Mariș trebuia să însoțească fanfara în această lucrare. Din nefericire nu a putut să fie, dar vă transmite multe, multe salutări și binecuvântări în numele Domnului. Fratele mă întreabă pentru ce să se roage pentru mine în seara asta și i-am spus, pentru călătoria înapoi spre casă și pentru începutul acesta de an școlar și la biserică în lucrarea cu tinerii și la seminar în studiile care încep la 1 octombrie. Am avut o sesiune de admitere în vară, urmează o sesiune de admitere acum în septembrie și fie ca Domnul să adauge la numărul seminariștilor care se pregătesc ca să vestească Evanghelia. Din nefericire sunt din ce în ce mai puțin. Și văd că și la dumneavoastră tineri au cam plecat. Și la București, de 11 ani de când sunt acolo în slujire, au plecat câteva zeci de tineri la muncă peste hotare. Alinarea noastră ca și biserică este că au rămas aproape de Domnul și unde au plecat, s-au implicat în lucrare și sunt o binecuvântare și ne rugăm mereu pentru ei ca Domnul să-i țină aproape de inima Lui. Cred că situația asta este peste tot în țară și într-o situație ca asta repede ne descurajăm. Dar suntem chemați ca să rămânem credincioși, să ne dăjduim în Domnul. Așa cum am auzit, trebuie să ne atașăm mai mult de Domnul care dă binecuvântarea decât de binecuvântări. El poartă de grijă în orice privință. Slăviți fie numele Lui în vecii vecilor. Amin. Am citit un pasaj în această seară pe care cu siguranță îl cunoașteți foarte bine, îl cunosc și copiii de la grupele de copii. Este un pasaj din punctul meu de vedere fascinant, pentru că prezintă o situație unică din viața lui Iacov, un om faimos al lui Dumnezeu. O situație unică și cumva în acest pasaj, dacă vreți, este cheia prin care putem să înțelegem viața lui Iacov, parcursul lui tumultos, ce se întâmplă cu el, care este trecutul lui și care este viitorul lui în relația cu Dumnezeu. Și sunt aici câteva detalii foarte importante pe care vreau să le surprindem în această seară cu ajutorul Domnului. Dar când te uiți la Iacov și la momentul acesta din viața lui, la momentul acesta în care ajunge de frământare, îți dai seama în mod foarte interesant că tinerețea lui Iacov și viața lui până la acest punct a fost cu un parcurs care cumva l-a plasat pe el departe de Dumnezeu. Și dacă te uiți, să zicem, cu un ochi puțin critic la viața lui Iacov, și nu vreau să îl discreditez pe Iacov ca și om și ca și personaj, dar vreau să vedem ce putem învăța de la el, dacă te uiți la viața lui Iacov, cumva a trăit, în mare parte, cumva depărtat de Dumnezeu.
Este departe de Dumnezeu în relația cu membrii familiei și înșală. Este departe de Dumnezeu în modul în care se căsătorește și își dobândește soțiile. Este cumva departe de Dumnezeu în modul în care își planifică lucrurile și, deși departe de Dumnezeu, în mod surprinzător, Dumnezeu este întotdeauna aproape de El. Un detaliu foarte important când citiți în Vechiul Testament și apare imaginea aceasta a cuiva, a unui om al lui Dumnezeu care pleacă sau a poporului care pleacă din țară spre răsărit, când vedem că cineva pleacă din granițele țării sfinte spre răsărit, înseamnă că se depărtează de Dumnezeu. Adam și Eva când păcătuiesc sunt alungați din Eden și merg unde? La răsărit de Eden, ca simbol al depărtării de Dumnezeu. Cain când păcătuiește și devine ucigaș și pleacă, pleacă și el spre răsărit, mai spre răsărit. Dumnezeu în Vechiul Testament, când amenință poporul că dacă vor fi necredincioși, vor merge în robie, îi amenință că vor merge în robie unde? Tot spre răsărit. Și Iacov când fuge de acasă, de teama fratelui său, pleacă tot spre răsărit. Pentru că ăsta e simbolul depărtării de Dumnezeu. Și dacă Iacov este cumva departe de Dumnezeu în alegerile sale, în planurile sale, în acțiunile sale, în mod surprinzător, Dumnezeu rămâne aproape de el, pas cu pas. Și mai mult îi poartă de grijă. Iacov este omul, dragii mei, așa cum spune românul, este omul care crede următorul lucru. Dumnezeu te ajută, dar dacă te ajut și tu. Dumnezeu te ajută, dar trebuie să te ajut și tu ca Dumnezeu să te poată ajuta. Și asta face Iacov. Cumva se ține de promisiunile lui Dumnezeu, le ține minte, dar în același timp vrea să se ajute ca să se asigure că dobândește ceea ce are în minte și ceea ce are în plan. Vreau să împărtășesc primul gând în seara aceasta, frați și surori. Și primul gând este următorul. Dumnezeu nu uită promisiunile pe care ni le face nouă. Dar în același timp Dumnezeu nu uită promisiunile pe care noi le facem Lui. Dumnezeu nu uită ceea ce ne promite nouă, ca și copii ai Săi, dar Dumnezeu nu uită nici ceea ce îi promitem noi Lui atunci când îl căutăm pe El, când ne pocăim, când ne dedicăm viața Lui, Dumnezeu nu uită promisiunile noastre. Și acum îl vedem pe Iacov într-o situație în care vrea să se întoarcă acasă, știe că trebuie să întâlnească cu un frate mânios, supărat pe el, pe care l-a înșelat cu mult timp în urmă, și acum se gândește ce să facă. Vrea să trimită o solie ca să se asigure că, sau să ia pulsul, să ia temperatura relației, să vadă ce se întâmplă, și când aude că vine fratele său cu 400 de oameni, se gândește, acum situația e gravă, ce să fac? Ce să facem? Ce-i de făcut? Și Iacov, știind că Dumnezeu cumva poate să-l ajute, încearcă să se ajute și el, și la început ce face? Încearcă să împartă taberele în două. Tot ce are, oamenii lui, averea lui, o împarte în două, îi spune, măi, s-ar putea să funcționeze, dacă o tabără o să fie distrusă, măcar cealaltă poate să scape. Ce e foarte interesant în pasajul ăsta, Iacov mai întâi vine cu planul lui și de-abia apoi se roagă Domnului. Mai întâi își face planul și de-abia apoi se roagă Domnului. Dar știi ce e mai interesant aici? Am observat târziu, deja am citit pasajul de mai multe ori. Iacov este tipul de pocăit care caută mereu scurtături. Și în loc să se adâncească relația lui cu Dumnezeu, în loc să fie sincer în relația cu Dumnezeu, ce face? Caută semne. Și spune aici la Scriptura, chiar la începutul pasajului, Iacov și-a văzut de drum și l-a întâlnit cine? Îngerul lui Dumnezeu. Când i-a văzut, Iacov a zis, aceasta este tabăra lui Dumnezeu, de aceea a pus locului acelui numele Mahanaim, adică tabăra îndoită, sau dacă vreți, tabăra dublă. Sau mai simplu, două tabere. Și Iacov vede chestia asta, vede cumva o tabără împărțită în două de îngeri și spune, Doamne, mi-ai dat un semn. Ce bine, știu ce am de făcut acum. Și împarte tot ce are în două. Dacă vă uitați mai târziu în pasaj, o să vedeți că nu asta este soluția. Și după ce Iacov se gândește la planul lui și spune, Doamne, mulțumesc că m-ai aprobat planul printr-un semn, și împarte tot ce are în două, se gândește, măi, dar dacă nu o să funcționeze planul ăsta, ce-ar fi eu să mă rog? Și se roagă. Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac.
Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Mi-a spus, mă, Iacov ăsta trebuie să fi fost cumva strămoș românilor, cumva la origine, pentru că pe români, dacă îi oprești la un hram sau la un praznic, la biserică, o sărbătoare și îi întrebi, de ce ați venit la biserică, ce răspund românii? Ca să meargă bine, Doamne. Tot anul să ne meargă bine, de-aia am venit la biserică. Și Iacov îi spune Domnului, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta, în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care mi-ai arătat-o, pe care ai arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării care de mult ce este nu se poate număra. Cumva Iacov și când se roagă îi spune Domnului, Doamne, Tu m-ai adus în situația asta. Tu mi-ai spus să mă întorc acasă. Tu, Doamne, mi-ai spus că o să fii cu mine. Tu, Doamne, mi-ai promis că o să te îngrijești de mine. Doamne, acum ai uitat promisiunile pe care mi le-ai făcut și vrei să mă abandonezi? Nu vezi că fratele meu vine peste mine și sunt gata să fiu nimicit? Iacov nu uită promisiunile pe care Dumnezeu i le-a făcut. Dar știți ce uită el? Promisiunile pe care el le-a făcut Domnului. Și haideți să ne uităm puțin în urmă, câteva capitole în urmă, în capitolul 28 din Geneza, când Iacov pleacă de acasă, se oprește la Betel și întâlnesc îngerii Domnului, iată și în situația aceea, vede scara cerului și îngerii Domnului, spune Scriptura că și acolo se roagă și face o juruință. Geneza 28 cu 20. Iacov a făcut juruința și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Și piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere la minte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce vei. Da. Foarte interesant. S-a ținut Dumnezeu de promisiune? I-a dat haine ca să se îmbrace? I-a dat pâine? Oare nu s-a îmbogățit Iacov cât a fost plecat departe de casă? Oare nu l-a însoțit Dumnezeu în toate lucrurile? Dar deși Dumnezeu și-a respectat promisiunile, parcă Iacov uită promisiunile pe care le-a făcut el Domnului, îi spune, atunci vei fi Dumnezeul meu. Dar cum se roagă Iacov în capitolul 32? Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac. Și nu poate să spună, Doamne, Dumnezeul meu. Mi-am dat seama, dragii mei, că de multe ori și noi suntem la fel. În ce sens? Nu că n-am crede în Dumnezeu. Dar parcă mereu așteptăm din partea Domnului încă o dovadă din partea Lui că este Domnul nostru, încă o dovadă că ne iubește, încă o dovadă că ne poartă de grijă, încă o dovadă că merită încrederea noastră de plină. Așteptăm din partea Domnului din nou și din nou confirmări și reconfirmări a cine este El și ce face El și niciodată parcă nu suntem mulțumiți de ceea ce face El. Și El totuși a făcut totul, slăvit să fie numele Lui. Dar așteptăm mereu din partea Domnului. Și de ce pot să înțeleg situația asta? Pentru că și eu am fost la fel înainte să mă întorc la Domnul. Eram adolescent, la 17 ani, și toți se întrebau de ce nu mă botez și de ce? Așteptam încă o confirmare. Așteptam încă ceva din partea Domnului. Așteptam o experiență miraculoasă, ca să pot să spun și eu la mărturie, cât de extraordinar a lucrat Dumnezeu în viața mea. Mi-am dat seama că n-am ce să mai aștept din partea Domnului. Că a făcut suficiente dovezi pentru mine ca să pot să cred în El. Că a demonstrat tot ce trebuia demonstrat în Domnul Iisus Hristos ca să pot să-mi pun încrederea în El și ca să pot să îl accept pe El, să-l primesc pe El prin harul Său ca Dumnezeu personal. Dar Iacov are nevoie de încă o dovadă. Doamne, Tu ai promis. Vreau să văd încă o dată promisiunile Tale împlinite. Dragii mei, Dumnezeu nu uită promisiunile pe care ne le face. Și din cauza asta noiește binecuvântările în fiecare dimineață față de noi. Dar Dumnezeu nu uită nici promisiunile pe care noi le facem Lui. Apropo de tineri, am avut și noi în biserică o situație mai delicată cu niște tineri și la vârsta de 20 de ani, dragostea e mare, planurile sunt mari. Și unor tineri, în loc să se uite în perimetrul bisericii ca să își găsească
viitorul soț sau viitoarea soție, adesea se uită și peste gard în altă parte. S-a întâmplat cu o tânără din biserică, a făcut exact lucrul ăsta. Și într-o discuție așa cu frații păstori, fratele Mariș a întrebat-o, măi, mi-aduc aminte că la botez, când ai venit să depui mărturie, te-am întrebat dacă o să întâlnești vreodată vreun tânăr care nu-i întors la Domnul și vrea să fiți o familie împreună. Ce o să faci? După cine mergi? După el sau după Domnul Iisus? Zice, fratele păstor, mi-amintesc că ai spus că o să urmezi pe Domnul Iisus. Ce faci acum? Atât de ușor uităm promisiunile pe care le facem Domnului nostru și totuși, El este credincios promisiunilor pe care El ne face nouă, binecuvântat să fie în vecii vecilor. Și Iacov este un astfel de om. Și noi suntem astfel de oameni. Dar Dumnezeu ne cheamă aproape de inima Lui ca să ne îndreptăm și ca să vedem ce dorește El, în primul rând, pentru viețile noastre, nu ce dorim noi pentru viețile noastre. Textul merge mai departe, Iacov se roagă, spune Scriptura că Iacov a petrecut noaptea în locul acela și a început să își facă planul B. Și într-un fel normal, bărbații gândesc așa. Ca și cap de familie, vrei ca lucrurile să fie sub control. Vrei ca să știi că lucrurile merg bine, că toate sunt aranjate, organizate, că nu intervine nimic acolo nepotrivit și Iacov, ca și cap de familie, ca și bărbat, vrea să aibă lucrurile sub control, să-i gândește, măi, dacă nu merge treaba cu cele două tabere și cu semnul primit de la Domnul, mă rog, dacă nici rugăciunea nu funcționează, hai să am totuși un plan B. Și vine cu planul B. Și pregătește daruri pentru Esau. Și nu puține. Pregătește turme și le trimite una după alta și fiecare om care mâna turma este învățat ce să spună punctual și Iacov cumva avem acces la gândurile lui, Dumnezeu îi cunoaște gândurile și ne descoperă în Scriptură, se gândea că în felul acesta o să-l îmbuneze pe fratele său, pe Esau. Dacă planul A nu funcționează, ne rugăm. Dacă rugăciunea nu funcționează, avem planul B. Și Iacov face lucrul acesta. Trimite înainte turmă cu turmă, dar Esau totuși vine înainte, se apropie. Iacov nu știe ce o să se întâmple până la urmă. Și apoi Scriptura ne spune că noaptea aceea mai face ceva. Trece tot ce avea și familia lui vadul unui râu, vadul Iabocului. Și foarte interesant textul acesta, ca paranteză vă spun în limba ebraică, autorul se joacă aici cu cuvintele și folosește în text cuvinte care seamănă între ele ca să ne atragă atenția că ceva important urmează să se întâmple. Ai pe Iacob, ai Iabocul și apoi ai situația în care Iacov se luptă și în limba ebraică cuvântul este Iebec. Iacob, Iaboc, Iebec. Ceva urmează să se întâmple foarte important și Iacov urmează să se lupte cu cineva. Iacov însă spune Scriptura în versetul 24, a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Mă gândiți-vă și puneți-vă în situația lui Iacov. Rămâne singur, întuneric beznă, pe neașteptate, în timp ce Iacov rămâne singur cu gândurile lui și foarte interesant, ca și paranteză din nou, în loc să se roage, Iacov rămâne singur cu gândurile lui, cu planurile lui, vrea să vadă ce soluții mai are, ce să mai facă și n-are timp să se gândească, n-are timp să plănuiască, cineva vine peste el și se ia la luptă cu el. Și Iacov nu știe cine este. Și mai mult lupta asta, și textul nostru sugerează aceasta, lupta era corp la corp. Oamenii ăștia doi, Iacov și omul acesta, se hârjoneau, se luptau corp la corp și Iacov nu știe ce se întâmplă. Se luptă toată noaptea. Și cumva spre dimineață, pentru că Iacov se pare că era puternic și nu putea să câștige niciunul dintre ei, omul respectiv îl lovește în picior și îl rănește. Și Iacov nu mai poate să mai lupte. Și în situația asta, cumva, parcă îi se deschide mintea, parcă îi se deschid ochii și Iacov își dă seama că omul acesta nu este orice om. Mai mult, el îi spune când se apropie dimineața, lasă-mă să plec, că se apropie zorile. De ce e important detaliul ăsta? De ce n-avea Iacov voie să-l vadă pe omul acesta? În tot ceea ce spune textul, deduci că omul acesta era mai mult decât un înger. Omul acesta era cumva Domnul care venise la Iacov. În Vechiul Testament, când apărea un astfel de om, om și înger, numit înger al Domnului, cei care se întâlneau cu acest om divin, înțelegeau că este cumva o prezență specială a lui Dumnezeu care a venit cu un mesaj important și cumva Iacov își deschide mintea și pricepe,
omul acesta este Domnul. Și am înțeles, dragii mei, un al doilea lucru pe care vreau să vi-l împărtășesc în seara aceasta. Dumnezeu este gata să se lupte cu noi, cu fiecare. Chiar dacă noi nu ne dăm seama că noi suntem cei care luptăm cu Dumnezeu. Dumnezeu este gata în harul lui și bunătatea lui să coboare în lumea noastră prăfuită și de păcat, să se lupte cu noi, chiar dacă noi nu ne dăm seama inițial că ne luptăm cu Dumnezeu. Și asta e situația exactă a lui Iacov. Dumnezeu vine la el să-l ajute ca să se oprească, să se gândească, să nu mai gândească el în termenul lui firești și pământești, de om care vrea mereu să cadă ca pisica în picioare, cum spune românul, ci vrea ca să-l ajute ca să se gândească în termenii binecuvântării pe care Dumnezeu vrea să-i ofere. Și binecuvântare nu înseamnă numai să ai, să agonisești, ci binecuvântare înseamnă relația ta apropiată cu Dumnezeu. Și pentru asta, Dumnezeu coboară din cerul său să se lupte în țărâna pământului cu Iacov. Și de-abia spre dimineață Iacov își dă seama ce se întâmplă. Și că stai să te gândești la puțin câteva secunde, îți dai seama că la fel a făcut și Domnul Iisus Hristos. A coborât din cer, din slava Tatălui, în lumea noastră păcătoasă. S-a luptat cu cei din generația lui, cu cărturarii, cu fariseii, cu politicienii, cu oamenii duplicitari, cu vameșii și cu păcătoșii. S-a luptat cu ucenicii lui în necredința lor. S-a luptat cu toți cei din generația lui ca să le arate care este calea Domnului, semnificația împărăției și a Evangheliei lui Dumnezeu. De ce? Ca să ofere o binecuvântare. Mai mult spune cuvântul Domnului prin gura apostolului Pavel că el, Hristos, a făcut ce? Blestem pentru noi. De ce? Ca să ne poată binecuvânta, slăvit să fie Domnul Iisus Hristos pentru lucrurile astea. Iacov se luptă cu Dumnezeu, deși nu știa lucrul acesta. Și apoi urmează o discuție între el și Domnul și Iacov îi spune Domnului, nu te las să pleci până nu mă vei binecuvânta. Și Iacov este omul care, cumva, este mereu nesigur de viața lui, de binecuvântarea Domnului în viața lui, mereu vrea să obțină binecuvântare mai mare sau mai multă. Iarăși, ca și paranteză, vă spun, știți foarte bine că unde mult a fost Papa la București, românii entuziasmați au ieșit să-l vadă pe stradă. Eu am hotărât două lucruri, vi le împărtășesc dumneavoastră. Am hotărât, unu, nu mă duc să-l văd pe Papa și doi, nu mă duc să văd niciodată catedrala nouă care se construiește în București. Domnul să mă ajute să mă țin de lucrurile astea. Dar unii l-au văzut pe stradă și unul din tinerii bisericii, nu vă spun cine, l-a văzut pe stradă chiar de două ori într-o zi. Și e un băiat credincios, nu se pune problemă să creadă în lucruri de felul ăsta, dar spune, măi, l-am văzut astăzi pe Papa de ziua mea, era ziua lui. Și m-a binecuvântat, mi-a făcut cu mâna. Vedeți, românii, la fel ca și Iacov, sunt mereu în căutarea unei binecuvântări. Și dacă vine un papă sau un alt preasfânt de nu știu unde, sau mai apar și niște moaște la orizont, oamenii vin să se închine, să capete binecuvântare și har, să se atingă, să... De ce? Pentru că sunt nesiguri de binecuvântarea Domnului în viața lor. Și Iacov, pentru că știa trecutul și acum trecutul venea să-l bântuie, să-i dea târcoale, știa că atunci când trecutul tău și păcatele din tinerețea ta vin să-ți dea târcoale, n-ai nicio șansă decât dacă Dumnezeu cumva-i cu tine și te binecuvintează, altfel nu poți să stai în picioare. Și Iacov îi spune, nu te las să pleci până n-o să mă binecuvintezi. Și cum spune românul? L-a prins pe Dumnezeu de haină și nu l-a lăsat să plece până nu-l binecuvintează. Și atunci Domnul face apel la trecutul lui și îl întreabă, care ți este numele? Unde se mai întâmplă asta cu Iacov? Prima dată când capătă binecuvântarea. Merge la tatăl său deghizat în fratele său și tatăl său, cine ești? Miroși ca e sau te ating, parcă ești sau dacă îmi vorbești, parcă ești Iacov. Cine ești tu? Atunci spune, sunt Esau. Și Domnul îi pune aceeași întrebare, cine ești? Cum te numești? Cu alte cuvinte, Dumnezeu vine și pune în față o oglindă și spune, Iacove, când te-ai uitat ultima dată în oglindă ca să vezi care e omul care cere binecuvântarea Domnului? Când te-ai uitat la modul cel mai serios în oglindă ca să vezi cine vrea binecuvântare, cine vrea favor de la Dumnezeu, cine vrea ajutor de la Dumnezeu, te-ai uitat ultima dată în oglindă să vezi cine ești? Care ți este numele?
Și în fața Domnului nu poate să spună altceva, spune Iacov, înșelătorul. Și cumva e prima dată când Iacov înțelege cine este. Și de aici putem, dragii mei, să înțelegem următorul lucru. Dumnezeu ne cunoaște caracterul foarte bine, dar vrea să ne transforme caracterul. Dumnezeu ne cunoaște caracterul în profunzime, cu exactitate, foarte bine, dar vrea să ne transforme caracterul. De aceea, noaptea respectivă, îi schimbă numele lui Iacov. Pentru că Iacov trebuia să fie un om nou când pleca de acolo, din prezența Domnului. Care ți este numele? Încă un detaliu. L-am descoperit și eu de curând. Când se nasc cei doi frați, Iacov și Esau, primesc nume după modul în care se nasc. Esau, pentru că era foarte roșu, probabil, la piele și un copil interesant, spune cuvântul că era și păros. Deci vă dați seama. Și pune numele potrivit cum se naște. Și apoi se naște Iacov. Și cum se naște Iacov? Ținându-l de călcâi pe fratele său. V-ați întrebat vreodată de ce se naște Iacov în felul ăsta? E foarte simplu, dar nu mi-a dat nicio seamă. Dorea ca să se nască el primul. Nu vrea să se nască Esau primul, pentru că cele care se nășteau primul primea binecuvântarea. Dinainte să se nască, Iacov era într-o cursă pentru binecuvântare și acum nu lasă pe Dumnezeu să plece de la el până îl binecuvintează. Și Domnul îl binecuvintează acolo și schimbă numele. Pentru că Dumnezeu îi cunoștea caracterul și avea nevoie de transformare, avea nevoie de schimbare. Dar vedeți ce e foarte interesant în pasajul acesta, frați și surori, și ne apropiem de încheiere. E foarte interesant că Iacov este pregătit pentru binecuvântare abia după ce este lovit, abia după ce este frânt, abia după ce este îngenunchiat, abia după ce șchiopătează. Când nu mai poate să stea pe picioarele lui și nu se mai poate lupta, atunci Iacov este pregătit și eligibil ca să primească binecuvântarea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu nu-i ajută pe oamenii care știu să ajute singuri. Dumnezeu îi ajută pe oamenii care știu să se smerească înaintea Lui. Dumnezeu nu îi ajută pe oamenii care vor să cadă întotdeauna ca pisica în picioare, ci Dumnezeu îi ajută pe oamenii care se smeresc înaintea Domnului și acceptă smerenia înaintea Domnului. Și de-abia după ce Iacov este smerit, evident, peste voia lui, de-abia atunci Domnul îl binecuvintează și schimbă numele. Numele e foarte interesant și în limba ebraică poate să însemne, într-adevăr, cum spune aici traducerea noastră, cel ce luptă cu Dumnezeu, sau poate să însemne Dumnezeu este cel care luptă. De ce? Pentru că în noaptea respectivă Dumnezeu a avut inițiativa. Dumnezeu a venit la Iacov, Dumnezeu s-a luptat cu el, Dumnezeu a vrut să-i schimbe caracterul, Dumnezeu a vrut să-l binecuvinteze. Inițiativa a fost a Domnului. Dar acum, la finalul episodului acestuia, Iacov este binecuvântat. Și apoi trage linia toată seara și își dă seama că a luptat cu Domnul și spune textul nostru că Iacov a pus locul acelui anumele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele, un nou început, o nouă zi, o nouă etapă în viața lui Iacov. Când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacov șchiopăta din coapsă. Ne apropiem de finalul acest episod din viața lui Iacov. Dacă vă uitați acasă în următorul capitol, o să vedeți ceva foarte interesant. În cele din urmă, Iacov se întâlnește cu fratele său. Și de aștepta ca după o noapte în care omul acesta s-a luptat cu Dumnezeu, a vorbit cu Dumnezeu, a căpătat binecuvântarea lui Dumnezeu, te aștepta ca omul acesta să fie într-adevăr un om schimbat, transformat. Vă las acasă să citiți, să vedeți capitolul 33. După ce pleacă Iacov de acolo, recurge la un nou plan tot de-a lui. Își împarte tot ce avea în funcție de modul în care îi iubea. Și mai întâi pune soțiile care erau roabe și copiii lor, apoi o pune pe Lea, soția mai puțin iubită și copiii ei, și ultima o pune pe Rahela, soția iubită și copiii ei. De ce? Se gândea el, dacă totuși vine Esau mânios și începe să-i ucidă, îi ucide pe rând. Măcar Rahela, că e ultima, și copiii să poată să scape. Să scape așa în ordinea în care... Foarte interesant. Nu vreau să-l discreditez pe Iacov, înțelegeți? Nu stai scop. O să ajungem la partea pozitivă a mesajului imediat. Dar te gândești, măi, ce fel de om e ăsta? S-a întâlnit cu Dumnezeu. A vorbit cu Dumnezeu.
la binecuvântat Dumnezeu, cum poți să gândești așa ca și soț? Cum poți să gândești așa ca și tată? După ce te-ai întâlnit cu Domnul și te-a binecuvântat, te-a asigurat că ești binecuvântat și că Domnul are un plan cu viața ta și că Domnul are intenții bune pentru tine, cum poți să te mai gândești în felul ăsta? Mai mult, Esau arată că este, cum spune limba engleză, the better man, bărbatul mai bun. Cum îl vede pe Iacov, vine la el, îl ia în brațe, îl sărută, plânge, îl iartă, îl primește. Vorbesc unul cu celălalt, nu vrea să primească darul, spune, frate, deși mi-a furat binecuvântarea, m-a binecuvântat și pe mine Dumnezeu. Și se împacă, evident. Vrea să meargă împreună acasă, înapoi acasă la ei. Și Iacov spune, nu, mergi tu înainte. Eu am mulți copii, am aici turmele astea, e mai greu să ne deplasăm, venim noi mai târziu. Uitați-vă, nu merge niciodată la Esau acasă. Și din nou îl înșală pe fratele său. Stai și te întrebi, Doamne, ce fel de om e ăsta? Se întâlnește cu tine, se luptă cu tine, îi schimbi numele, iar azi că trebuie să schimbe caracterul, îl binecuvintezi. Și rămâne într-un fel tot Iacov. Dar, dragii mei, rămâne din viața lui Iacov evenimentul acesta în care el cu gura lui spune, l-am văzut pe Dumnezeu față în față și am rămas cu viață. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru, Domnul vieții, este un Dumnezeu bun, iertător și plin de dragoste, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Vreau să întoarceți cu mine în Noul Testament și cu aceasta chiar o să închei. Știți, predicatorii mereu spun, mai un pic și încheiem. Eu știu un lucru, am învățat la seminar, o predică bună trebuie să fie scurtă. O predică foarte bună trebuie să fie foarte scurtă. În seara asta cred că a fost o predică bună. Da. Ioan capitolul 1, 1 Ioan capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, spune aici Scriptura. Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, adică Domnul Iisus Hristos, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Dacă vă uitați la finalul capitolului 33, când Iacov vorbește despre Domnul, Domnul este Dumnezeul lui. Nu mai este doar Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, acum Domnul este și Dumnezeul lui. Deci ceva s-a întâmplat în noaptea aia. Pentru că l-a văzut pe Dumnezeu față în față. Dragii mei, suntem oameni și greșim. Adesea uităm promisiunile pe care le face Domnul, dar slăvit să fie Domnul, El nu uită promisiunile pe care le face nouă. Adesea Domnul se luptă cu noi și noi nici măcar nu știm că ne luptăm cu Dumnezeu. Alteori Domnul vrea să ne schimbe caracterul și noi suntem încăpățânați și ne acceptăm transformarea caracterului. Dar ne nădăjduim că până la urmă, ca și copii ai Domnului, pe calea Lui, până la urmă vom ajunge în ziua aceea strălucită, glorioasă, fericită, când vom sta față în față cu Domnul Iisus Hristos, îl vom vedea pe El față în față și atunci vom fi ca și El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Nu-i alt om, Marius, nu? Domnul să-l binecuvinteze. Ăsta e semnalul că trebuie să închei. Atunci vă las cu o întrebare. Oare ce lucruri pot să apară în viața noastră, pe calea noastră, care să ne împiedice să ajungem la această zi când vom sta față în față cu Domnul, ca să fim transformați pe deplin de El? Dar Domnul vrea să ne schimbe caracterul în timpul pribegiei noastre, pentru că continuă aici cuvântul Domnului, 1 Ioan capitolul 3, oricine are speranța aceasta întâlnirii cu Iisus în veșnicie, oricine are această speranță în El, se curățește după cum El este curat. Da, Dumnezeu vrea să ne curățească, vrea să ne schimbe, să ne transforme, vrea să fim de acum asemeni Domnului Iisus Hristos, dar știm că transformarea nu e totală de acum. Iacov s-a întâlnit cu Dumnezeu, a avut o întâlnire cu Domnul și a rămas cumva un om supus slăbiciunilor, dar ne dăjduim și noi ca și el că într-o zi vom sta în fața Domnului și vom fi ca Domnul Iisus Hristos pentru că îl vom vedea așa cum este. Și dorința mea, dragii mei, pentru noi, fie că suntem la București, fie că suntem în Suceava, în Bucovina, fie că suntem în altă parte a țării sau în altă parte a Europei sau a lumii, fie ca Domnul să ne țină aproape de inima Lui,
și în mod constant să acceptăm transformarea caracterului nostru potrivit cu chipul Domnului Iisus Hristos, ca să ajungem cu toți împreună în acea zi glorioasă, când vom sta față în față cu Domnul Iisus Hristos și îl vom vedea pe El și vom fi atunci ca și El, pentru simplu fapt că îl vedem pe El așa cum este. Nu va fi nevoie nici de oră de diligenție, nu va fi nevoie nici de un proces sau o judecată, nu va fi nevoie de nimic decât să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos față în față. Și atunci totul va fi bine, pentru că vom fi ca El, văzându-L așa cum este El. Fie ca Domnul să o binecuvinteze și ne ajute pe toți prin Harul Lui să ajungem împreună în ziua aceea. Amin. Amin.